592 de elevi contestă în dolgi notele la evaluarea națională. Nemulțumiții au avut ieri 6 ore la dispoziție în care să depună cererile de revizuire a lucrărilor. 342 de candidați cer comisiilor să le recorecteze lucrările la matematică, în timp ce aproximativ 250 de elevi vor reevaluarea celor de la limba și literatura română. Media notelor obținute la cele două probe scrise, limba și literatura română și matematică, valorează 80% din media de admitere la liceu. În 5... 15 unități școlare din Dolj. Elevii nu au obținut nici măcar nota 5 și au înregistrat un procent slab de promovabilitate, sub 20%. Contestațiile sunt ultima soluție pentru mulți dintre ei. Rezultatele finale ale examenului vor fi afișate pe 29 iunie.